Ultima dată am găsit acest conac al piligerilor în mansarda căruia se află o tonă de cufere, sper eu, cu loot foarte bun, însă până să ajung acolo trebuie să mă bat cu zeci de pilligeri, unii cu arbalete, alții cu topoare, până și iluzionerii ăia sunt pe acolo care îmi vor face viața foarte, foarte urâtă. Acestea fiind spuse, bine te-am găsit la un nou videoclip pe mod pe cool Prominence 2 RPG. Trebuie să mă pregătesc puțin înainte de a intra acolo și până fac asta te las cu un mesaj de la partenerul nostru. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Am pregătit încă un totem în caz de orice, merele enchantate, merele de aur, mi-am pus și buții ăștialalți de diamant pentru că cei de piele nu mă ajută în situația asta. Mamă, avem și piramida aici, șmecher, dar până una alta trebuie să-l bat pe ăsta cu iluziile lui. Deci, iluziile voastre, aoleo, să păstă tot băieții, de unde dai mă? Uite-l pe ăsta aici jos. Deci, cu iluzii cu tot vă bat, find the illager fort, l-am găsit, dar mă cam atacă băieții în prostie, fugi, 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 că iluzionerul ăsta e cam urât cu el, n-am să mint, trage din toate părțile, îmi trece imediat și ia uite-i. Ia uite-i, deci, mamă, 60 viață, bă, de nu vă dau eu. Cu fulgerul, ia uite cum dau cu fulgerul pe voi. Hai, luați de aici. Imediat începe. Așa. Să dăm cu fulgere pe ei. Dar cred că ar trebui să dau eu jocul înapoi la vreo 20. Nu de alta, dar... Dar când vine vorba să dea vreo 20 de fulgere, e dezastru. Totuși, 60 viață, mă? Câtă viață mai aveți, totuși? Întrebarea cea mai bună. Ăsta ce zice? A, l-am bătut pe ăla, bun. Și o să pun pe mine totemul. Mi-a explicat cineva care e faza cu Totem of Illusion. Ei bine, totemul ăsta al iluziilor, în momentul în care am foarte puțin HP, se sparge și pilligerii văd exact aceleași iluzii pe care le văd și eu. Iar acum începem lupta cu 10 de pilligeri. Mamă, ați curios dacă îi lovește și pe ceilalți din apropiere sau numai pe ăștia 3, să zic așa, cu care mă bat eu acum. Voi vedeți în partea, întreb așa, vedeți în partea din dreapta cât de mulți sunt pe aici? Așa, de curiozitate numai. Vă întreb și eu pentru un prieten, că s-o tonă prin părțile astea, deci e full de ei. Hai mă, hai! Hai că să rezolvă. Oleo, iluzionerul ăla, lasă-mă, bă, iluzioner, vezi de treabă cu iluziile tale. Ok, ok, hai că din partea asta, teoretic, ar trebui să mă lase în pace. Mamă, care mai da, mă? Care dai? Nu te vezi de treabă. Un strei acolo, deci streiul dă. Uai, și cu foc, m-am înghețat, nu-mi place. Ce ăla? Stai, creeper de gheață? Păi, tu ăsta micu, ce ești? Snowy Creeper. Dă-i să fie, dă-i cu focul. Gata, mi-a dropat lână. Snowy Creeper care îți dropează lână, joacă-o pe asta. Nu mă așteptam la așa ceva. Mă duc totuși să-mi bag un pic la somn. Că mi-a lăsat patul în zona asta. În cazul în care mor, să mă respawnez aici. Și sunt foarte curios, dacă dorm, îmi trece cumva gheața aia sau nu? E o întrebare foarte bună. Dacă nu trece, atunci dacă nu a trecut, am eu o idee. Mai pun un campfire, că pusesem și mai devreme unul. Bam, gata. Să mă încălzesc, să-mi revin. Că nu știu care e faza cu gheața, adică dacă îmi blochează, cred că îmi blochează viața. Da, îmi blochează viața și nu mai regenerez. Totuși, vorbind de regenerări, hai să mai iau și eu un attack speed. 2,5 maxim la viață, să fie acolo. Și am plecat, m-am dus păstă băieți, îmi iau blocurile și începem ravagile păstă ei. Un măr de aur acolo, nu de alta, dar 2 inimi în plus ajută super mult când vine vorba să mă bat cu tot poporul aici. Și acum, oh, evoker, mamă, hai, dăm totem băiatul. Batem vechi și uite niște cărbune, te bat și pe tine, s-o tot dus, eu după el, nu-mi pasă.
Nu vreau să-mi spawneze vechi și în continuu. Uai, ce-au venit băieții? Cât timp nu-s iluzionerii aia, sincer, mă bat cu oricare de pe aici. Dar ăștia-s cam greu de bătut cu topor, că dau și mult damage. Mă mir de ce totuși au ăștia atât de multă viață. 60? Aveau 30 în mod normal. Două toteme. Măi, să fie primite, care dai? Bine că dă-ți trei ăsta urât, mă mai și îngheață. Oleo, trebuie să mă duc acolo călare, la campfire, ca să-mi revin. Dăm totemul. Și voi face un backpack special pentru astea, pentru loot. Da, uite ce greu mă regenerez. Așa, hai, înapoi. Vreau în ăsta să văd toate totemele, da? Până acum niște emeralde, ouă ăla lasă-l la prăjit. Și am plecat după ce mai bag un burger. Cu burgerul ăsta ar trebui să mă regenerez chiar super bine. Hai bre, regenerează-te. Se regenerează foarte greu. Cel puțin așa mi se pare mie. Poate doar mi se pare. Dar nu contează. Hai că eu sunt curios ce mai zic băieții pe aici. Deci în bibliotecă. Stați să citiți. Citiți, liniștiți, da? Eu vă dau așa de la distanță. Auleu, câți vin? Plecați bă, plecați de aici. Uai, câți ies. Îmi place totuși că vin așa 30 de fulgere, mă simt ca și Thor. Iluzionerul ăla, te-am văzut, șolobanule, nu fugi, nu fugi, unde a fugit? A fugit pe undeva pe aici până untru, nu-mi place când fuge până untru. Am să mă retrag, deci cam așa o să funcționeze probabil, bătaie, retragere, bătaie, retragere, să nu mă bată vreun stray. Văd ceva revenger de acolo sus. De bătut totuși, am bătut destui până acum. Deci ăla e iluzie, aia e iluzie și ăsta e la real. Ia-o. Bun, ai luat foc. Știu unde ești acum că ai luat foc. Nu mai poți fugi de mine, dar până jos nu mai arunc. Până jos eu nu mă mai... Aul. Bă, nu mai da. Că nici măcar nu el, e copia lui. Așa, bag și ăsta. Trece imediat blindness-ul. 1-0. Gata, rezolvat. Pot trage de aici de sus, după șobolanul ăla? A, nu, o fi murit. Ce aici? Bun, ia loot-ul. Și mai departe. Dacă n-ar fi blocate zonele astea, ar fi extraordinar, dar din păcate sunt cam blocate. Pe unde pot? Ia uite, pot intra pe aici? Da, aș putea intra pe aici. Fără probleme. Dacă sparg, hai uite, direct la podea. Sal, aoleu, bă, stai un pic, stai un pic. Uai că l-are și topor enchantat, stai mă acolo la colț. Fii cu minte. Că ai tu topor enchantat, te crești maker. Dacă o atac speed-ul ăsta e chiar superb. Ce ziceți? Cineva pe aici? Văd un cufăr. În sfârșit am intrat și eu. În sfârșit am intrat și eu, că tot la ușă m-ați ținut. Dau și ei 60 viață. Deci ăștia nu se joacă. Nici eu nu mă joc cu ei. Bă, stai un pic, stai un pic, că tu ai topor. Tu trebuie să mor primul. Și apoi ăștia cu arbaletele, că ăștia-s cam arată în G de fel. Gata, l-am rezolvat. Bagă un măr de aur pentru două vieți în plus. Bagă un burger. Și acum un bloc acolo, ca să nu treacă băieții. V-am blocat. Ce se întâmplă aici? Se întâmplă că îmi dă experiență. Sper ca lotul de sus să fie mai ca lumea. Nu de alta, dar dacă tot lootul e atât de rău, păi o să încep să plâng. Pă bune. Anvil-urile astea goale, aici iar. Aoleo, mă doare. Mă doare când vă lootul ăsta. Mai sus, da? Mai sus am eu de mers. Băi, Gusti, fii cu minte. Da, nu mai da. Rapide dai tu cu toporul ăla. Stai că și eu știu să dau cu săbiuța. Cu halebarda împing de la depărtare. Încă un pic, le dau și slowness, ceea ce e perfect. Gata, l-am rezolvat pe ăsta micu. Și acum am... Ce zice butoiul? Cărbune. Ai. Nu cred. Nu cred că e atât de rău. Hai că în zona asta mai trebuie să fie niște cufere. De fapt un cufăr, da. Măcar îmi dă experiență. Pardon, sticluțe de experiență. Și mai sus un pic. Îi locul ce mă interesează. Deci acolo sus.
plin de păianjeni, cu apucat să se spawneze. Nu-s pregătit pentru ceea ce urmează. Uai, câți cave spider! Uai, ai, 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 ai. Deci suntem bine până acum. Atât, te sparg pe tine, primul lucru. Al doilea lucru, te sparg pe tine. Mai vin băieții. Băi, fiți cu minți. Îmi place cum îi fulgeră și mor direct. Uleu, am crezut că mă tot duc. Bă, fii cu minte. Ăsta micu ce respiră greu. Ok, te-ai mai spawnat și tu. Mai departe, unde mai ies? Acolo pe stânga. Deci aici trebuie să fie. Ia uite, că l-am găsit. Superb. Altceva mai avem? Mai comentează cineva? Voi doi aici. Tu acolo pe colț, tu acolo jos. Ăsta e lootul pentru care m-am chinuit. Aoleu, nu cred. Bă, nu cred așa ceva. Stai să-l omor pe ăla cumva. Deci nu cred că ăsta e lootul pentru care m-am chinuit atât. Jukebox empty, cuforul, oh yeah, asta da. Heal allies, superb. Băi, vezi de treabă, da? Ce mai avem aici? Nu știu, nu pare să mai avem. Deci, dacă nu mai avem spawnere pe aici, primul lucru, cuforul. Zice că am pantalon de paladin, dă-i acolo. Am helmet de diamant, foarte bine. Am halebardă de gold, nu mă tare ajută. Iron mace-ul ăsta nici atât. Și atunci voi pune tot ce am lootat în zona asta. Am o cască, să-mi repar casca, o și înceantez, după aia le combin. Foarte bine. Lopățică. Ce-am mai primit? Totemul ăsta l-aveam deja. Spider eye. Lasă-l acolo că poate o să fie bun la ceva. Heal allies. Și zic că în direcția asta ar mai trebui să fie. Aoleu. Vezi de treabă. Fii cu minte. Eu mai... Aoleu! Uai, uai, ce? Ha? Ce s-a întâmplat? Player illusion. Mi-a spart cineva totemul ăla de iluzioner? Aparent... foarte ciudat. Am murit? Mi-a spart totemul de iluzioner, deci practic... Da, am murit. Nu înțeleg cum. Nu înțeleg ce m-a omorât. Foarte dubios. Dacă e să mă întrebați pe mine. Totuși, pentru asta am intrat aici. Aparent, da. Crafting table. Anvil. Bun. Da. Trebuie să mai găsesc ceva. Uite cufăr. Uite cufăr. Dă-l. Aoleu, am crezut că ai loot la fel de bun ca în celălalt. Du-te, bă, vezi de treabă. Deci de la Poison s-a întâmplat ceva. Numai că nu găsesc pe aici spawnerul. Coco Beans nu mă ajută. Vai. Vai. Și eu am zis că loot bun, domnule, să vezi și să nu crezi. Chiar că nu cred că e loot atât de rău aici înăuntru. Adică asta a fost o carte cu Heal Allies. Ceea ce pentru un totem... Discutabilă treaba, dacă o merita sau nu, vă las pe voi să decideți în secțiunea de comentarii. Numai dacă nu s-a schimbat treaba, dar eu așa știu că lootul bun e aici, sus de tot. Poate, cine știe, ia uite. Lootul bun o fi în partea asta. Ok. A, deci nu e când ajung la... când e foarte low. Ia, n-am mustață. Mamă, ce șmecherii. Deci nu-i când îs foarte low, când ajung pe la jumătatea vieții. Interesant. N-am apucat să deschid ăla, dar nici că m-ar interesa prea mult. Eu vreau aici înăuntru, da? Apă. Ceea ce nu mă ajută deloc. Mai avem apă în partea asta. Și apoi, aoleo, salut prietene. Te rezolv eu. Ar trebui... Mamă... Apar și tu repede. Trebuie să cobor pe aici. Ok. Stai așa. Fugi! Explodează tot loot-ul. Trebuie să scot TNT-urile de sub. Am avut și loot. Dacă mă întrebați pe mine... Mamă, ce prostie am făcut. Aoleu, lasă-mă. Du-te, vezi de treabă.
am plecat, nu mai vreau, am stricat și burgeri. Vai, am crezut că e loot extrem de bun, m-am bătut cu o tonă de pillageri, degeaba. Concluzia mea. O să mă duc atunci dincolo, poate am mai mult noroc, dar dis de dimineață. După ce bag și eu un somnic aici la căldură, bă, vezi, du-te de aici. Repede mă atași tu. Așa, gata. Mă bag la somn fix lângă, ar trebui să fie tot ok. Țeapă, mare, mare țeapă ce mi-a luat. Hai să mai bag și eu un burger. Cam asta a fost cu burgerii. Frost tipped arrow. Nu mulțumesc, nu mă ajută. Slowness nici atât. Astea pot să le pun înapoi. Și atunci s-a rezolvat una bucată. Două bucăți, merele de aur rămân. Voi pune ăla. Patul mi-l iau înapoi. Am stat un pic aici. Eventual ar merge o pâinică să le mai schimb. Și sus de tot îi dita mai cetatea. Haide. Să aflu ce se ascunde acolo. Mamă, câți dăștia sunt. Bun. Nu sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează. Adică momentul în care veți mânca bătaie pe pâine, da? Stați că se rezolvă acum. Mă duc până sus. Văd și un Ravager. Sau mă rog, văzusem un Ravager acolo pe hartă. Dar nu-i problemă că îi arăt eu cine-i șeful. Pe meleagurile astea. Îmi pregătesc și dirt-ul, și o dirt-ul lemnul. Dar, per total, 0 din 10 acolo, la loot. Ăștia ce fac aici? Deci, chilliger. Hai că vă rezolv eu. Mamă, dar sunteți pregătiți ca lumea să mă înghețați, nu glumă. Stai că m-am băgat și în gheață. Am weakness, am mining fatigue, nu e o problemă atât de mare. Deci aia e cea mai mică problemă. Pe voi trebuie numai să vă bat, că voi sunteți cea mai mare problemă de aici. Stai așa că te rezolv eu. Gata, s-a dus. Atunci mâncăm un hamburger, da, băgăm și un măr de aur. Așa, două mere de aur, să fie regeneration. Și clar un campfire. Gata. Deci cu chilligerii ăștia nu e de joacă. Nu e deloc de joacă, pentru că luăm bătaie în continuu. Hai, un pic de regeneration. Asta se cam strică, deci trebuie să mă întorc acasă după ce lutez zona asta. Hai că mai stau un pic aici. Gata, pot intra. Și atunci avem smithing template. Bun, ăsta e nou. Armura de chain, epică. Ce se mai întâmplă pe aici? Bam, bam, armuri ca lumea. Diamante, dacă aveți. Eu să știți că aș aprecia. Aș aprecia câteva diamante. Acolo înăuntru va fi dezastru. Va fi dezastru, atât pot să spun. Am dat și voi din astea să vă îngheți? Foarte bine, vă îngheți eu. Stai, că îngheț înainte. Astăzi am să fiu arcaș, înseamnă. Chiar dacă le dau cam 4 damage și trebuie undeva la 6 săgeți să-i omor, ai. Să poate și mai rău. Mă bag aici la campfire, stau un pic să mă încălzesc la poponeți și apoi iară pe ei. Cum facem? Cum facem? Să-i batem pe toți de acolo. Dar sper că e lootul bun încât să merite faptul că eu am să îngheț aici. Că dacă nu-i lotul bun, ne supărăm. Ce am văzut prin cufere, îs chestii noi, da. Dar de aici se vede adevărata treabă. Dita mai templu, bun. Dacă nu i-a și rata. Ok, i-am dat la ăla. Mi se pare că trage un pic mai ciudat arcul decât ar trage în mod normal. Da, vedem noi. Să ajung și la asta. Stai. Bam. Și s-a dus. A, bine că m-ai omorât, bine că m-ai nimerit tu. Să trăi ție să mă nimerești. Ce aici înăuntru? Deci, bă băieți, eu închid ușa după mine, că așa e frumos. Asta e deci template tot timpul îmi dau. Asta e clară treaba.
dar vreau să văd acolo înăuntru. Că nici nu mai par să fie atât de mulți. Par să fie mulți, dar nu atât de mulți. Oh, direct în zăpadă. Bravo, tata. Însă aici afară destui. Dacă o să cadă acolo, uai, perfect, perfect, perfect. Deci, măr de aur, da? Și atunci, în partea asta, ca să-i arunc pe toți. Mergeți, bă, jos! Jos toată lumea! N-aveți voi aici, gata, i-am rezolvat. Și pot să-i mai atrag ăștia care-s de atras, direct acolo. Totuși, înăuntru. Salut! Aici văd loot ca lumea, îmi place. Îmi place ce văd, dar trebuie să vă și nimeresc. Nu de alta, dar dacă nu vă nimeresc, mă înghețați! Nu, bă, stai. Că tu ești bine la foc acolo. Dacă stau la foc, e ok? A, uite, că dacă stau la foc aici, teoretic îmi revin. Mai greu, nu ca la campfire, dar îmi revin. Atunci, un goat horn, nice. Să fie. Aici, le-am pastea, niște săgeți. Hai că îmi revin încet, încet. Sus, oare chiar să fie loot mai bun? Sper eu să găsesc loot mai bun. Doar că... Da, mulțumesc, mulțumesc. Mă voi cățăra direct pe lângă el. Aoleu, nu, da, uai, câți ați venit? De unde ați apărut? Eu am plecat. Și cu regele m-am bătut. Uai, ce-i aici? N-am fost pregătit pentru asta. Holy. Nu eram pregătit să fie regele acolo. Gata. Du-te încolo. Mă bag prin peșteră. Vai. Deci nu, n-am fost pregătit pentru așa ceva. Nu mi-a spus nimeni. Băi, vezi că Dita mai regele acolo. Ce e aici înăuntru? Aoleo, deci sunt trei aici și Snow Golem. Stai că vă rezolv eu, dacă n-aș cădea direct în zăpadă. Ai. Deci, dacă nu cad în zăpadă, sunt bine. Dar problema e că eu cam cad prin zăpadă. Flint and Steel, oh yes, stai că am văzut aici ceva. Am văzut aici ceva, gata, ești mort. Am scăpat momentan. Post aici, bag și niște pâine, să-mi revin, un burger imediat, per total să-mi las loot-ul din zona asta, cobblestone e ok, aici văd că e străiul blocat în gheață, o îngheța străiul, l-a pus pentru mai târziu, aoleo, deci, asta să fie, nu e asta străi fortress-ul, mă cam lasă fără caschetă și așa, cred că cel mai bine, nether altar, edit. Zonă de gheață, așa, iar de aici mă duc direct la bază. În partea asta la bază, ideal ar fi în felul următor. Să-mi iau căscuța asta, da? După ce am luat căscuța asta, îmi mai trebuie ceva diamante. După ce am luat ceva diamante, aș lua și pirita aia. Unde e pirita? Am lăsat-o aici cumva? Da, am lăsat-o aici. Teoretic, dacă fac așa, îmi dă un chunk de pirită și atunci o să-l pot folosi. Îmi trebuie niște lapis și căscuța asta vine direct enchantată cu magic protection și projectile protection. Nu știu de ce nu mi-a experiență, dar să fie primit. Projectile protection. Ce mai avem pe aici? Unbreaking 2, bam, Unbreaking 2, Bag of Soul. Și atunci, astea două le pot combina ca să am una full. Și voi avea nevoie de un chest plate, craftează-l rapid, mi-l-o dat common. Încercăm cu o pirită, minus 25% durability. Cred că le pot combina, vedem imediat treaba asta, dar până una alta, ia zi aici, Healalize, Snowball, nu mă ajută. Se apreciază gestul, dar vreau... Unbreaking 1, știi ce? Am să merg pe Unbreaking 1. Și combinația ar fi în felul următor. Astea două căscuțe, 16 nivele, nu înțeleg de ce nu-l face full, dar hei, măcar îmi dă Unbreaking 3 și Bag of Soul. Și acum, dacă le combin pe astea două, 5 nivele, dar are Unbreaking 1 și Life Mending, ceea ce e perfect. Pantalonii ăștia, cu altă ocazie, lasă-i să fie acolo. Diamantele, bun.
Și cam atât. După ce las lapisul, pot pleca liniștit la bătaie cu băieții, doar că aș mai avea nevoie de câteva mere de aur și pe lângă merele de aur să-mi fac ceva pâinică. În teorie trebuie doar să mă teleportez la zona de gheață înainte ca prietenul meu să mă atace, era un ghoul acolo. Și acum, am cobblestone, am mere de aur, am în teorie tot ceea ce-mi trebuie ca să mă bat cu șobolanul ăla de acolo ce m-a aruncat. Ok, deci asta e problema mea, că m-a aruncat de acolo și eu nu vreau asta. Eu vreau să mă bat cu el. Deci, nu știu cum îți place ție să faci schemele, dar mie nu-mi place așa. Deci am să sar direct pe tine, bam, frostologer. Bine, man, rezistență, strength, nu îmi pasă. Mai spawnez și golem din ăștia bitter, dar ce mă, să mă muște de fund? Nu vreau să mă muște de fund, apreciez, dar eu te rezolv aici, că îți place ție, că nu, îmi dai aici Frost Wand cu... Mamă, câtă durabilitate mai are. Da, deci m-am bătut cu băiatul ăsta greu, doar pentru un Frost Wand cu puțină durabilitate. Mă doare numai când mă gândesc, dar un bloc de diamant acolo și ce avem pe aici? Frozen Torch, nu mă ajută. Dă-le astea să fie acolo. Packed Frost Ball, nu știu care e faza cu el, nici nu o să-l iau. Dar voi lua astea, gata. Am Fur Padded Chainmail Upgrade. Să fie primit, ia-l pe ăsta. Și cam aia a fost? Da, aparent cam asta a fost, cred că, dacă am să cobor. Uleu, direct pe apă, am o idee. Mă duc înapoi sus. Cea mai bună idee posibilă. Înapoi în sus, nu deranjez pe nimeni, că nu mai vreau cu cilologerii ăștia. Văd, pe aici am urcat, pe aici am să și cobor. Și după plec. Cam asta e povestea. Ia uite, mai cobor un pic pe aici. Apreciez băieții, tot lootul pe care mi l-ați oferit, dar... Aoleu, de unde ai apărut? Pleacă de aici, nu mai vreau să mă nimeriți. Du-te de aici, așa, gata. Vreau să mă încălzesc un pic la poponeață, dacă m-ar lăsa băieții, dar nu mă lasă. Mă atacă în continuu. Și am luat bedomen, pe bune. Deci acum trebuie să caut o joiana, că găletuță am și să beau lăptic. Bine, așa facem. Am să caut o joiană, dar am un bloc de diamant, ceea ce mă bucură, însă... e străiul făcut atât de urât. Revenind, însă cam ăsta e loot-ul. 9 diamante, ceva fier, niște upgrade-uri și un Frost Wand. Omnius Banner, drăguț, dar nu mă ajută. Vreau să-mi pun ăsta aici, buții în picioare. Te iau pe tine, să nu te las aiurea prin părțile astea. Și vedem ce zice. Trebuie să merg către vest și puțin spre sud când ajung să mă mișc pe partea asta hărții. Deci, în continuare voi căuta, voi pleca să caut acest Stray Fortress. Sper că lootul de acolo și ceea ce găsesc e mult mai bun decât frostologerul ăsta, frostoking-ul ăsta. Nu de alta, dar da, m-am cam bătut cu el pentru 9 diamante, ceea ce nu e atât de interesant. Începe să se încarce harta, deci am ajuns foarte aproape de acel Stray Fortress. Însă vreau să iau înainte de toate niște lăptic de la voi. Pot lua de la ăsta, micu? Nu pot, atunci iau de la tine. Gata, am rezolvat, îmi trebuie niște apă și vreau să fac o micuță comparație, da? Ce loot am luat din acel... stai, așa, da. Ce loot am luat de acolo, 9 diamante și cam atât, însă ce loot am luat dintr-o... Băi, lasă-mă în pace. Dintr-o de-asta, cum se numește... dintr-o căruță, random. Era o căruță mai devreme, bam. 14 emeralde, 3 diamante și am mai luat ceva vită. Așa că, ce poți să zici, domnule? Merge mai bine la băieții din căruță decât la regii ăștia. Dar, sărind peste acest lucru, trebuie să o iau puțin mai spre dreapta și ajung la Stray Fortress. Bă, ce să le am?
Dacă mă apropii, mă moară? Hai că aflăm. Deci, dacă mă apropii, eu zic că nu mă moară. Cred că e din Mythic Mobs. Da, Mythic Mounts. Acentia. Pot să dau click dreapta să mor pe el? Serios? Deci, așa funcționează? Te urci pe el și aștepți să... Dacă îți dau un pic de cărniță, nu vrei cărniță? Nici tu nu vrei cărniță. Eu am să vă las. Vreau un grifon, sincer să fiu. Dacă vorbim despre Mythic Mobs, vreau un grifon. Atât. Restul nu mă tare încântă, nu mă tare interesează. Dar mă întrebam dacă am nimerit modul sau nu din care sunteți voi. Stray Fortress începe să se genereze, mamă, aia da. Mă bag la somn și dis de dimineață îi atac pe băieți. Îi atac, nu stau la discuții. Vai, ce mare e fortress-ul ăla. Și atunci, care? Ăla era un Leech Tower? Oare? Unde am fost eu mai acum puțin timp? Cred că, nu știu, dar wow. Wow, ce fortăreață. Sunt foarte curios, din nou, de loot. Ce loot va fi în acest fortress? O să iau slowness, de mă ia mama naibii, dar vreau să văd totuși. Ia uite, o venit dimineața și ce se întâmplă dimineața? Vă arde vouă fața. Hai, slowness sau nu? Bine că dați și cu frigul. Aoleu, dezastru. Atunci, am eu o idee cum să vă fac vouă o schemă. Uite și pe ăsta. Cum mai ajuns șeful acolo jos? Deci, cât e? 6 bucăți. 6 bucăți ar însemna 2 campfire. Uite încă un creeper. Creepere, nu știu, văd că-ți vezi de treabă, o să-mi văd și eu de treabă. Fiecare cu ale lui. Și atunci, am 4 campfire până acum. Cu ăsta am 6 campfire. Sper eu că 6 campfire îmi ajung. Mă apropii de el, n-are niciun stres. Tu ești creeper stricat. Deci ăștia modați, sunt cam stricați, că nu ți explodează, nu nimic. Dar, acum, cărbune am. Prin partea asta cel puțin ar trebui să am. Și dacă am cărbune, dacă am bețe, pot căuta campfire și pot da shift click dreapta 7. Ajung 7. Și prea multe dacă mă întrebați pe mine. Acum cu astea două îmi fac niște torțe și sunt pregătit să-i atac pe băieți după ce mi-aranjez inventarul, că sunt toate aruncate pe aici. În teorie, singurii care mă pot ataca sunt cei care stau la umbră, dar vreau să o iau încet, da? Încep cu iglurile astea, nimic în ele. Bun, astea zidurile. Auleu, m-a văzut ăla, fă un pic de slalom, că o să iasă ei. O să iasă de acolo, mă bag înăuntru. Auleu, nu da, bă, nu da. Văd că aici deja ninge. Aici în fortăreață, bam, campfire, stau eu la căldură și vă aștept. Când veniți, vă și rezolv. Hai, cine se apropie de mine, a? Cine are tupeu? Nu are mă tupeu nimeni să intre aici. Dar eu tot trebuie să aștept un pic până îmi revin, cam înghețat. Acum, ce prinăuntru cufere? Deja nu-mi place ce văd. Dar sper că este ceva mai bun în zona asta. Bun, foarte multă carne de iepure, ceea ce teoretic e și normal. Vânători, carne de iepure, pumpkin pie, dar mulțumesc, nu știu cum ai ajuns acolo, dar te rezolv eu. Gata. Deci foarte multă mâncare, ceea ce e bine. Pene, săgeți, ok. În partea asta am văzut care e faza. Mai sus un pic. Și asta a fost fortăreața? Aparent, mult fier. Diamante, văd că nota reduc bine la capitolul diamante. Scheleții ăștia. Auleu, deci tu erai aici pregătită. Da, era pregătit. Foarte multă carne de iepure. Asta, da, sper să fie folositoare la ceva. Sau probabil o să o mănânc eu toată. Da, vedem cu prima ocazie. Am luat totul. Pot coborâ și aici un pic de răcoare. Băi, pe aici ca să urc pe scări, interesant. Da, unde era ieșirea? Unde-i... în partea asta. Și aici e campfire-ul. Bun. Acum, loot-ul ăsta ar trebui să-l pun în alt backpack, mă gândesc. Sau tot în backpack-ul ăsta, dar la nivelul de sus. Și atunci astea vin jos. Așa, ca să știu că le-am luat de aici.
singur vine sus, oasele de pe aici sunt luate, aia e clar. Și acum, afară ninge. Asta e fortăreața. Deci ca să ne înțelegi, ăsta a fost lotul. Tu te bă vezi de treabă. Tu te cântă la altă masă. Asta au cam fost. Alte cufere nu cred că mai ies. Dar n-avem un boss ceva acolo sus. Nu știu, oare să fie ceva acolo sus? Hai că mă cațăr cu ce am adunat pe aici. Că mi-am luat de acasă niște piatră, am zis că poate am nevoie. Nu, da, vezi de treabă, cu forul ăla l-am lootat. Sau cel puțin pare lootat. Stai așa, gata. Ajung eu acolo. Am ajuns. Și bețe. Ok. Da, văd un cufăr acolo, văd un cufăr aici. Să putea și mai rău, să putea și mai bine. Un pic de carne nu strică niciodată. Niște săgeți nu strică niciodată când n-ai Infinity. Dar le voi lăsa acolo. Și cam atât. Cred că asta a fost după ce iau acel cufăr. N-am văzut să fie vreo scară în jos. Deci nu au un beci să zici că gata, ai coborât acolo și se întâmplă ceva. Loot sau vreun boss sau alte chestii. Deci am venit la fortress-ul ăsta ca să dau așa o tură roată. Hai să nu cad în zăpadă. Mulțumesc, apreciez, de săgeata în fund. Cam asta a fost. Am să presupun că atâta s-a putut în acest loc și sper că n-am ratat nimic. Dar totuși, de data asta 7000 de blocuri pentru atât. Pentru o fortăreață la finalul căreia nu au fost atât de multe lucruri, să zicem. Ce în partea aia, că văd că nu ninge, nu nimic, ar trebui să fie bine. Ce avem acolo jos? O peșteră. Bun, hai că mă duc aici mai sus, o țâră. Și ceva interesant, da, campfire-ul meu. Bun, mă opresc un pic aici, voi da o tură roată prin partea aceea. Acolo e o căsuță, acolo sunt ceva oase. Și cred că dau o tură prin biomul ăsta pentru a găsi un Leech Tower, că aia m-ar interesa, dacă tot am găsit biomul de zăpadă. Să dau o fugă. Salut, Creepere, salut. Să dau o fugă prin el pentru a căuta acel Leech Tower, că asta m-ar interesa. Poate el și spawnez sau e deja gata spawnat, cine știe. Căsuța asta, care e faza cu ea? Că arată bine aici. N-am să mint. Dar dacă intru, atât a fost, deci numai o căsuță simplă. Un dragon. Zicea cineva să bat dragon, dar ăsta nu e mod pe cul cu dragon. Este cel pentru fabric. Și cred că în versiunea asta n-avem dragon. Deci cred că în versiunea asta sunt doar boșii normali. Nu avem ăsta, cum se numea. Am un lapsus la numele modului. Ăla care e și în RL Craft cu dragoni. Mă rog, ați înțeles voi, Ice and Fire, așa se numea. Deci n-avem din păcate Ice and Fire în mod pe cu ăsta, fiind de fabric. Dar asta este acum. Eu o să mai dau o tură pe aici. Poate mai apare vreo structură sau chiar ceea ce mă interesează, și anume acel Leech Tower. Dacă se deschid așa, la Void's Invasion, ăsta, da, The Night Leech. Pentru Night Leech, Leech Tower în Colder Biomes. Aparent am mai găsit încă o fortăreață din asta a chilligerilor, dar nu prea are sens să mă duc acolo, deja știu că găsesc un bloc de diamant, dar vreau să cobor aici. Salut, avem și o mică ruină spawnată în partea asta. Vreau să cobor în această piramidă în care mă așteaptă băieții ăștia grei. Nu da. Bine că ai dat fix după. Și vreau să cobor ca lumea de data asta, da? Și atunci voi coborâ pe aici. După ce cobor prin partea asta și dau de apa de care nu voiam să dau, mai cobor un pic și mai blochez din apă. Gata. Acum, teoretic, aici sunt TNT-urile, da?
Și atunci, dacă sparg TNT-urile astea, n-ar mai fi ce să explodeze. Și pot lua loot-ul fără probleme. Numai că trebuie să fiu foarte atent, ca nu cumva să rămână loot pe aici. Deci asta ar fi ideal. Și eu loot TNT-uri. Ia uite, exact ce am zis. Că mai ies pe aici pe acolo niște scheme. Și atunci te trezești că le-ai lăsat. Ia zi, în partea asta vreun TNT? Nu, niciun TNT. Dar aici trebuie să fie. Aici trebuie să fie, ia uite-le. Pastea două. Gata, s-a rezolvat. 10 TNT-uri. Sper eu că astea-s toate. Pentru că dacă nu-s toate, am să mor. Hai că o facem roată. Și mă duc pe aici, da? Sper că astea au fost toate. Până acum nimic. Feather Falling 1. Chiar că nimic. Mai departe, cufărul ăla. Opa, sabie. Superb. Arcane Spellblade. Iron Glaive. Asta nu cred că mă ajută. Dar aș lua Gunpowder-ul, Spell Tome-ul. Bun, nu explodează nimic. Snowball, Lead Ingot, dar foarte mult Black Lotus, aparent e o șansă mare pentru asta. Topaz Upgrade, Diamant, Măr de Aur, Divine Chestplate și acest, cum se numește, Gunpowder. Gata. Am rezolvat, mă așteaptă sus băieții. Da, mă aștepta sus. Du-te bă, vezi de treabă, cântă la altă masă. Da, white concrete. De aia nu putem eu să o sparg. Așa, gata, am plecat. Baftă băieții, să fiți sănătoși. Gata, am ajuns în partea asta. Pot să stau liniștit. Aruncă-la. Și în backpack vine Spellblade-ul ăsta, Comb Cutter, interesant. Divine Chestplate, can deflect a hit once a minute. 0 din 4 parts equipped, immersive armors. Așa, un diamant, TNT-uri, snowball, ce zicem? When being attacked by two or more attackers, a magical snowball will be thrown at one of the attackers, knocking them back. Merge, n-am să mă plâng de enchantul ăsta, pare că te ajută. Combinat cu multe alte enchanturi, pare că ajută când vine vorba de o armată de mobi care te atacă. Cum ar fi toți chilligerii ăștia de pe aici. Au fortăreața pe mijloc, vin ăștia alți pe exterior. Interesant. E interesant cu ei. Doar că, din păcate, din ce am văzut prin cufere și prin fortăreața aia, prin cetatea aia din centru, nu prea merită. Totuși, aici mai e încă o grămadă de zăpadă. Deci s-ar putea să găsesc un Leech Tower, dacă nu cumva Leech Tower era ăla la care am lăsat eu coordonatele. Mă mai plimbam în căutare de structuri noi și nu știu cine s-a gândit sau, mă rog, cine a avut inspirata idee de a folosi gheață normală la acest, cum se numea, Woodland Mansion, dar dezastru. Apă pe afară, apă pe dinăuntru, nu mai zic nimic, dar mă duc la acel turn pentru că am dat un mic search pe internet și zice în felul următor că la acel turn, dacă îi duc 4 Soul Star-uri pe care sper eu să le am acasă, aș putea spawna The Night Leech. Însă, până să ajung acolo, mă bag la somn, am mai făcut rost și de vreo 2 Waystone-uri pe drum. În partea asta un cufăr, ia zi cufărule, ceva ca lumea sau nu? 3, 2, 1 și frumos Veiled Crossbow, Golden Mace-ul ăsta, să zicem că merge, Miner's Fervor. 4, da, vreau crossbow, da, să fie acolo, din Minecraft Dungeons Weapons. Sunt foarte curios în Minecraft Dungeons Weapons, să zicem că am, salutare Stafie, am crossbow ăsta. Ce aș putea folosi la el ca să-l schimb din common în epic, să zicem? Adică ce folosesc, din ce e el făcut? Nu pot să-mi dau seama din ce e el făcut, din fier, din ametist, din... să pun ață, pur și simplu. Salut! Nu știu de ce dau de toate construcțiile, sau mai bine zis, de toate structurile,
în momentul în care opresc filmarea. Efectiv, am oprit filmarea, am băgat somn, am mai mers 2 metri sau 20 de metri, bam, o suspana băiatul ăsta. Deci da, mă duc acum până la el ca să văd exact ce se află înăuntru și după înapoi spre casă cu Waystone-ul de lângă acel Leech Tower. Dar până să ajung acolo, ia dăm tu niște zăpadă, am buții ăștia, da, am buții ăștia micuți de piele să fie primiți și sper că mai am ceva blocuri. Nu de alta, dar dacă e de fugit, eu nu mai am cu ce să fug. Bun, înăuntru, ce se întâmplă? Un enchanting table? Cu... Nu spune că a spus ceva? Nu vreau să spuneți nimic. În momentul de față, nu știu ce asta, nu vreau să spuneți nimic. Dacă stau de la distanță, Marium Souls-like weaponry. Salut, salut. Ce-i prin cuferele astea? Vreau să fur din ele. Oleo, stai așa, Lost Soul, nice. Music disc. Avem Fire Trail și Block of Iron. Pă bune? Că se găsește loot atât de șmecher. Auleu. Salut băieții, Dark Sorcerer. Bă, stai un pic, că voi sunteți cam pregătiți pentru lupta asta. Eu nu îs. Mamă, dar ce dau? Și prin blocuri, prin astea, stați bă, că dacă n-ajung la voi, cum pot să vă dau foc? Ziceți-mi și mie, a? Noroc cu Thunder Storm-ul ăsta, că altfel, Thunder Ring-ul ăsta, că altfel era dezastru. Deci asta e un fel de spawner. Dacă pun torțe pe lângă, spawnează în continuu? Cred că da. Stai-mă un pic, că nu-mi place. Nu-mi place că dai. Așa. Pe partea asta altă, încă două cufere. Deci, ce avem aici? Avem niște sufletele, mai multe sufletele, cam atât. În spate, e ceva aici ascuns, da, uite, mai multe cufere. Astral Influence Ritual. Interesant. Plus mai multe iteme. Chain Mail. Așa, epic. Pe partea cealaltă, stai așa că s-o mai spawna băieți. Deci, mă băieții, eu înțeleg că vă credeți la circ aici, că faceți toate culorile pentru copii, dar eu nu vreau culori, eu vreau loot bun. Ce mi-a dropat? Dark Sorcerer Hood. Ok. Băi, stai un pic, voi de unde ați mai apărut? Măcar n-am multă viață. 28 mi se pare mega lejer față de ceilalți care aveau o grămadă. Acum, în un măr de aur, acolo sus văd un lectern. Vreau de aici loot-ul. Ce carte? Mirror. Duplicate projectile, but each duplicate will only deal 50%. Ok, pretty decent. Pretty nice, pretty good. Diamond Glaive și Smite 1. Mamă, epic. Chain Mail epic. Joacă pe asta. Vreau să las tot ce se poate acolo. Fire Trail-ul, Thundering 2-ul. Dark Sorcerer Pants, asta pot să-l arunc, asta pot să-l păstrez cât de cât. Astea o să le arunc, pac, astea merg acolo, avem niște morcovi de aur. Și acum stai că mai trebuie să bat câțiva că s-o spawnat, nu? Da, s-o spawnat aici. Mamă, deci cu cât stau mai mult, cu atât se spawnează mai mulți. Stați că vă bat pe voi pentru că mai îmi dați chestii. Și după ce vă bat pe voi, mai discut și plec în altă parte cu tot ce adun de pe aici. Ce în cartea asta? Auleu. Mult prea mult pentru mine. Gata, să te rezolv și pe tine. Nu știu dacă stau mult aici, se întâmplă ceva. Dacă dau click dreapta pe ăla, se întâmplă ceva. Probabil trebuie să fac un ritual din ce scrie aici. Și mamă, ăsta epic. De-aia am bătut eu pe ei. Știu eu ce fac. Sau cel puțin părea că știu ce fac. De aici de la distanță nu vă spawnați, nu? Cred că sunt destul de departe. 16 blocuri, orice spawner, chestii. Stau aici. Da? Îs bine în partea asta, văd că nu se întâmplă nimic. Acum, ce zice în ritual, da? The first attempt did not go so smoothly, nor the second, nor the third. The orb seems to reject the soul of... Așa, why would it reject? Why would it reject it?
Is the soul too powerful? That doesn't make sense. They said it could hold millions of demon souls. This is not good. We cannot delay our plans further. We cannot risk the așa knowing of our discovery of godhood. We must find a way. Deci asta e despre ritual și despre astral influence, ok? Of course Fenrir found a loophole. Although it is not the most ethical way, I must say, it certainly worked. I'm glad the other, așa, went with the ritual. I'd rather not pry into the dark arts too much. Hopefully no one questions the dark sigils on the Titan. They shouldn't recognize the symbols anyway. They will definitely help with the, așa, help with, nu știu cine, the Titan when the time comes to. There is no doubt about it, our prayers are being heard, they must be waiting for our... Deci aici e ritual cu magie neagră, să înțeleg. O să mă mai interesez un pic. Bă, stai un pic. Am pus numai unul. Totuși, ritual magie neagră. Ritual magie... Se înțelege. Și atunci, aduce până la bază pentru a căuta dacă am păstrat cumva din sufletele alea. Păreau irelevante și le-am aruncat, așa-i? Bravo, Blue. Bravo. Nu, am două. Soul Star. Doar două. Pot crafta cumva? Nu le pot crafta niciun fel. Deci doar să mai bat mobi cu speranța că îmi vor da un Soul Star. Cred că așa funcționează. Ăsta e epic. Ce pot arunca? Pot arunca astea. Și atunci îmi voi goli din inventar. Concluzia ar fi... Stai, aici e harta. Trebuie să ajung aici, la turnul ăsta, și să folosesc 4 Soul Stars, ca să spawnez acest Night Lich. Însă, până să fac asta, mai am un punct de aruncat în attack speed și după aia văd eu la 2,5% maximum health să mai măresc viața. Însă, până una alta, s-o spar buția aia, îi pun pe ăștia și să-mi golesc backpack-urile astea două, că-s pline de loot.